tenisul românesc. Poate cel mai critic a fost domnul Cristian Tudor Popescu, spunea că timeout-ul medical luat de Mertens a fost o prefăcătorie. Nu pot să judec un astfel de moment și nici să dau vina pe așa ceva. Dacă a făcut-o fără niciun motiv, atunci este treaba ei. Eu trebuia să stau concentrată, ceea ce am stat. Din păcate nu am reușit să iau game-ul acela, deși am condus. Nici nu mă gândesc la acest lucru, mă gândesc doar că în final am fost obosită și n-am mai avut benzină.